tot a început de dimineață, când a venit și a zis că simte o mică durere în zona rinichilor. A luat pastilele pe care le avea pregătite și, din păcate, la ora plecării către sala de concurs, durerile au devenit tot mai puternice. Am mers cu doctorul Râșcu, am mers împreună la medicul competiției, i-au dat pastilele care se puteau da, nu putea să facă alt tratament și până la urmă am reușit să ducem competiția la capăt cu promisiunea ca după concurs să mergem de urgență la spital să facem investigații. Ați sărbătorit calificarea la Jocurile Olimpice într-un mod inedit, v-ați făcut un tatuaj. Cum este, cum v-ați simțit să faceți primul tatuaj? În primul rând l-am făcut pentru că i-am promis Larisei. I-am promis că dacă se califică, nu voi face un tatuaj. Eu aveam de gând să-mi fac un tatuaj, nu eram hotărât încă ce anume să-mi fac, momentul în care să-mi-l fac, dar până la urmă a fost momentul potrivit, zic eu, și e bine că am avut și motivul și desenul potrivit. Că noi ne pregătim cu gândul la medalie, dar vom vedea ce urmează. Povesteați mai devreme de programul următoarelor două luni. Ce așteptări aveți de la această perioadă? În primul rând să fie sănătoase. Dacă sunt sănătoase amândouă, și Maria și Larisa, ne putem face programul și pregătirea așa cum am conceput-o. Ne întoarcem sau nu cu medalie de la Tokyo? Noi ne dorim.